Creștinii ortodoxi de stil vechi îl celebrează astăzi pe Sfântul Dumitru cel Mare, fiul al proconsulului român din Tesalonic. Acesta a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Galeriu. El a fost botezat pe ascuns de părinții săi, care erau creștini, iar mai târziu devine predicător. În această zi, în mai multe localități din țară, oamenii sărbătoresc hramul. Ucis din ordinul împăratului, Sfântul Dumitru este ulterior canonizat ca mare mucenic. După moarte, la Tesalonic a fost ridicată o biserică pe mormântul său. 100 de ani mai târziu, în timpul construcției unui nou templu, au fost descoperite și moaștele mucenicului. De câteva ori s-a încercat mutarea lor la Constantinopol, dar de fiecare dată Sfântul și-a arătat misterios voința de a rămâne protectorul orașului natal. Un obicei vechi spune că în ziua pomenirii mucenicului, oamenii pot afla cât de grea va fi iarna. De obicei, păstorii aștern pe iarbă un suman și observă ce oaie va călca prima pe el. Dacă oaia este neagră, atunci iarna va fi blândă. Dacă va fi una albă, atunci ne așteaptă o iarnă grea. În Moldova sunt peste 58.000 de persoane care poartă numele de Dumitru și derivatele acestuia.